Practic, astăzi putem spune că a fost încheiat raportul de atribuire la licitația cu privire la lucrările de execuție aferente proiectului modernizare, suprafață de mișcare și balizaj, turn de control și amenajare teren în vederea amplasării sistemului de navigație tip ALS. Acest proiect a fost închis ca și proceduri de licitație, iar valoric și nominal pot să vă spun că din cei 9 operatori care au depus oferte, câștigător a fost declarat firma Sece Tehnica SRL din Cătămărăști, dealul județul Botoșani. Valoarea estimată a contractului inițial a fost de circa 132 milioane de roni fără TVA, iar valoarea ofertei câștigătoare este de circa 104 milioane, aproape 105 milioane de roni fără TVA, având o garanție acordată lucrărilor de 60 luni. Noi estimăm că am putea semna cel mai rapid contractul de execuție cu firma câștigătoare pe data de 1 iulie 2013, deci în scurt timp, asta în condițiile în care nu vor exista contestații depuse în termen legal. Pe scurt, principalele activități care sunt propuse a fi derulate în cadrul acestui proiect sunt, în primul rând, mărirea pistei de decolare-aterizare la dimensiunea de sau lungimea de 2460 metri, cu o lățime de 45 metri și, evident, cu acostamente specifice. Da, 7,5 metri. În al doilea rând, e vorba de modernizarea căilor de rulare, care vor avea o lungime de 120 metri și lățimea 25 metri, plus acostamente. Modernizarea platformei de îmbarcare, care va avea lungimea de 290 metri, lățimea de 75 metri. Și, la fel de important, modernizarea sistemului de balizaj, construirea unui turn de control și amenajarea terenului în vederea amplasării sistemului de navigație aeriană tip ALS.